După ce au lansat programul Prima Casă, democrații spun că în curând vor lansa un nou proiect Prima Casă 2 prin care tinerii moldoveni care lucrează în sistemul public își vor putea cumpăra o locuință. În cazul în care nu vor putea plăti creditul, statul ar urma să achite jumătate din sumă. Prin acest program, statul vrea să stimuleze suplimentar în primul rând funcționarii ca ei să rămână să lucreze la stat, iar în al doilea rând alte persoane noi ca ele să se angajeze în sistemul public, a explicat purtătorul de cuvânt al PDM Vitalie Gămân în cadrul briefingului de presă de după ședința săptămânală a formațiunii, proiectul este deja în lucru și după ce va fi lansat va face mult mai atractivă munca în sectorul de stat. Menționăm că diferența dintre prima casă și prima casă 2 este faptul că în primul caz beneficiarii, cetățeni cu vârsta de până la 45 de ani și angajați oficial, pot primi un credit de până la un milion de lei cu rata dobânzii de aproximativ 9%, în timp ce persoanele care vor opta pentru a doua variantă a proiectului la fel cu vârsta de până la 45 de ani vor putea primi de la bănci credite de până la 500.000 lei, totuși în acest caz aceștia trebuie să fie angajați în sectorul bugetar.